Doamna prim-ministru, eu am vorbit cu doamna prim-ministru vineri după amiază. Vorbisem și joi, când am fost cu domnul Tercean la guvern, a spus că o să-l sune pe președinte în ziua aia sau a doua zi să-l informeze că pleacă în concediu. Nu avea nicio obligație, dar a zis că așa e firă să facă, așa e civilizat. Spunându-ne și nouă ceea ce a spus și președintelui României, că își deleagă atribuțiile unui membru al guvernului nu pentru a prelua atribuțiile primului ministru, ci doar pentru a gestiona activitatea curentă a executivului. Nu se convoacă ședințe de guvern, nu se adoptă hotărâri de guvern, nu se adoptă ordonanțe de guvern, nu se adoptă proiecte de lege. Deci pur și simplu activitatea curentă a guvernului, așa au făcut și Ponta, așa a făcut și Grindeanu, cred că așa a făcut și Tudose. În momentul în care te afli într-o imposibilitate temporară de a exercita atribuțiile ca prim-ministru, de exemplu, atunci intervine articolul din Constituție, unde, într-adevăr, trebuie să mergi la președinte, care numește premier interimar, care are atribuțiile primului ministru. Dar nu este cazul aici. Iohannis a fost informat pe surse, că sau de către niște securiști din guvern, sau habar n-am de cine, de către cine, că doamna prim-ministru, prin decizie, a numit un premier interimar, dar doamna premier mi-a spus foarte limpede că principalul motiv de supărare și faptul că a țipat de nenumărate ori la telefon la dumneavoastră era rectificarea bugetară. A țipat președintele la exact, premier? Exact, de mai multe ori. Nu înseamnă că s-a intimidat doamna prim-ministru, dar nici nu era ceva foarte nou. S-a mai întâmplat așa și când au avut discuția despre vizita din Israel. Aceeași atitudine și aceeași tonalitate. Și a spus că o să transmită la Departamentul de Stat și la Bruxelles că nu mai are bani să meargă la NATO, nu mai are bani să meargă la Consiliul European, adică nu mai prostii. Adică prin rectificare, pierzând acei bani, dar mai avea bani de plasări? Păi nu-i pierde. Tocmai asta este problema. S-a aplicat un principiu bun. S-a tot discutat despre principiul ăsta în fiecare an. Acum, primul ministru și guvernul au fost hotărâți să-l aplice. Adică, nu se mai așteaptă să vină luna decembrie să se vadă nu știu câte miliarde de lei necheltuite, care puteau să producă în timpul anului și să vadă ce fac cu ei, ce găuri mai astupă în ultima lună, ci au făcut o analiză foarte simplă, care este nivelul de execuție, adică cât ai cheltuit pe jumătate de an și s-a aplicat grosomod acest principiu, discutăm cu fiecare instituție. Administrația prezidențială a primit prin legea bugetului de stat în 2018 57 de milioane de lei, a cheltuit în primul semestru 22 de milioane de lei, nu i s-a pus 44 de milioane, adică 22 ori 2, ci 46. Urmând ca dacă va apărea vreo vizită urgentă sau o investiție uriașă, planetară, pe care trebuie să o facă Iohannis la Cotroceni, există rezervă la guvern ca să compenseze. Dar asta este marea problemă. S-au făcut tăieri la mai multe instituții, și la Senat, și la Camera Deputaților, și la cele patru servicii, și la unele ministere, care până la jumătatea anului nu au cheltuit cel puțin jumătate din bugetul pe care l-au avut alocat. Și au fost realocate sume către niște domenii prioritare pentru noi și poate în timpul emisiei